Adică nu-ți place să fii dezamăgit. Așa că hai să afli dacă noile produse McDonald's cu care se laudă îți merită banii. O să o întrebăm cum mi se pare noul burger cu miere. Bună ziua, poți să-mi dai și mie, te rog, noile sticks-uri cu cheddar? Sigur. Și noua plăcintă cu căpșuni? Da. Și despre noul burger cu miere, ție cum ți se pare? Foarte bun. Atunci o să vreau și un burger din acela. Și știu că există și varianta Big Tasty Barbecue Classic? Barbecue nu, are bacon în felul ăsta. Unul din acela, vă rog. Unul din acela, da. Bănuiesc doar sandvișurile. Da, doar sandvișurile. Mai adăugăm ceva la comandă? Cred că e cel mai dulce angajat de la Mac din viața mea. Efectiv, îmi vine să plâng. O dulceață, doamnă, de la Mac de astăzi. Hai să anunțăm McDonald's. Cine a fost așa drăguț? Suntem la McDonald's Dristor și e ora 1 și un sfert. Iar doamna de la drive-thru, 10 din 10. Okay. Am primit comanda și a zis că mi-a pus o surpriză pentru că trebuie să mai aștept încă 8 minute pentru plăcinta cu căpșuni. Luăm surpriza și o punem pe bord momentan. Ce crezi că e acolo? Nu știu, dar cred că e ceva, un snack poate. O luăm de la cel mai mic produs până la burgerii noi și speciali cu care se laudă McDonald's. Exact, sunt peste tot. Avem aici noua plăcintă care vine cu două creme, mai exact căpșuni și vanilie. Arată super bine, super crunchy. Hai să o cântărim. Pentru un desert. Ăsta e un gramaj interesant. Cred că e cea mai grea plăcintă pe care am avut-o. Cred că da. Eram puțin pregătită să fiu dezamăgită, dar... Eram pregătit să fiu hater. Norocel. Oh, wow. Așa cum ai auzit, e una dintre cele mai crocante plăcinte de la Mac din viața mea. Aluatul este efectiv genial, iar în interior ai o umplutură de căpșuni și una care are puțin gust de iaurt cu vanilie. Și împreună să știi că merg chiar foarte bine. Avem o vidră de aur la 9,5. Mi-ar fi plăcut să se simtă mai intens aroma de căpșuni, așa că să-i dau nota 9. Și a cântărit 75 de grame. Și aici avem snacks-urile noi. Le-ai văzut vreodată? Cred că doar în poză. Să primească vidră de diamant, nota 10. Ce ar trebui să facă aceste snacks-uri? Mă aștept să fie super crocante și având în vedere că sunt cu cheddar, să se simtă un gust foarte intens de brânză și să aibă multă umplutură. Adică nu vrei sticks-uri cu brânză fără brânză. Duh. Acestea au costat 10,90 lei și plăcinta de mai devreme 7,30 lei. Seamănă foarte mult cu prețurile din afară. Hater. Doar spuneam că suntem... Dau zoom pe fața ta de hater. Acum hai să vedem cum arată. Eu nu mă așteptam să arate așa. Și cât cântăresc? Hai să le pun pe toate. Primești 3 în pachet. Mi se pare destul de puțin, trebuie să fie extrem de bune. Ce mi se pare interesant e această crustă care e formată din niște biluțe aerate care par crocante. Zici că sunt pufarine. Tu ce părere ai? Chiar n-am mai văzut tipul ăsta de crustă la Mac până acum. Până acum, McDonald's efectiv excelează la capitolul crocanțime. Au o textură foarte interesantă atunci când muși din ele, pentru că biluțele astea se sparg. Chiar o experiență faină. Iar în interior ai un fel de umplutură de brânză. Seamănă foarte mult cu sosul de nachos de brânză. Singura mea problemă e că brânza din interior nu mă duce cu gândul la cheddar. Deci, notă? O să-i dea nota 8,5. Până acum nicio vidră de aur. Dar intrăm în liga grea cu burgerașii. Și știi ce mai e crocant și delicios? Ce? Butonul de like și subscribe cu clopoțel. Apasă-l și o să fii mereu la curent pe ce merită să-ți dai banii. Câte grame au avut? 81 de grame. Aproape cât plăcințica. Iar aici avem noi burgeri care să știi că sunt destul de grei. Am doar burgeri aici și e greu. Crezi că va merge bine mierea cu burgerul? Sinceră să fiu, am mâncat în afară un wrap cu sos de muștar cu miere, care era destul de bun și avea și bacon, așa că am așteptări destul de mari. Ce ai mă, ne-am rupt pe wrap-ul ăla, luam în fiecare zi. Mi-aduc aminte la sos că avea un gust de muștar foarte puternic. Știai că e sos de muștar. Și mierea chiar o simțeai în sos, adică puteai să spui, oh da, chiar are miere acest sos. Așa că sper să fie așa și aici. Hai să începem întâi cu ăla cu bacon și după aia ajungem la cel cu miere. Mă întreb dacă a mai fost Big Tasty cu bacon până acum, să-mi spui tu în comentarii. Eu, sincer să fiu, nu prea țin minte. Wow, abia pot să-l iau. Apreciez că în ultima vreme chiar au pus etichete cu numele burgerilor pe cutie. Acum știi și tu ce burger mănânci. Nu-i așa? Ca la păcănele. Și cum ați pune gramajul pe cutie? Înainte nu spunea gramajul pe cutie. Și crezi că cântărește cât zic? Arată-ne și nou. Ei zic 325 de grame ar trebui să aibă. Da, exact, în față pe cutie. Cântarul e pe zero. Și acum hai să vezi.
Înainte să ne spui dacă se încadrează în gramaj, gustă, arată-ne-l. Vedem și noi ce pe ce ai dat bani. Ce avem? Burgerașul. Ce părere ai? Ce părere ai? Spune-mi în comentarii cum ți se pare că arată și acum hai să vezi ce conține. Avem chiflă cu destul de mult susan și în interior prima dată vezi sosul care e o cantitate generoasă de sos chiar. Spui cumva că e în cantități industriale? Avem o bucățică destul de mare de bacon și chiar frumos rumenită. Iar de desubt avem o bucată de carne și o felie de brânză. Dar hai să admirăm cât de frumos e rumenită pâinea. E chiar frumoasă. Hai să vezi ce poate burgerașul ăsta. Iar după ăsta urmează cel cu miere. Îmi place foarte mult pâinica de astăzi. E super proaspătă și pufoasă. Sosul chiar apreciez că e așa de mult pentru că face burgerul să fie super suculent și nu e absolut deloc greoi. Dar baconul ăsta, chiar au luat un bacon foarte bun. E crocant, nu e foarte sărat și împreună cu carnea chiar fac o combinație clasică super bună. Singura mea problemă e că nu prea am simțit gustul brânzei de la bază și carnea mi-ar fi plăcut să aibă un pic mai multă sare. Așa că o să-i dau nota 9. Dacă următorul are carnea mai bine condimentată, cred că o să ia vidra de aur. Mamă, sosul ăla, abia aștept, sunt gata să mă dea pe spate. Dacă e așa cum îmi imaginez eu, miericică, sos barbecue, combinate. Burgerul are 316 grame, dar cred că cu salata care mai era în cutie ajungea la cantitatea promisă. Am uitat de surpriza care ne-a dat-o el acolo. Oh, dar chiar, am pus atâtea pe bord că am și uitat de ea. Aici este. Hai să vedem. Oh, ne-au pus cadou o extra plăcintă. Cu ce? Sigur nu e plăcinta cu căpșuni, pentru că noi pe aia o așteptam să se gătească. Deci hai să vedem. Oare se mai face plăcinta cu mere sau au scos-o? Miroasea plăcintă de la Mec, nu știu cu ce e. Acel crunch. Deci e cu? Vișine. Nota? Cred că îmi place la fel de mult ca cea cu căpșuni, așa că o să-i dau nota 9. Dacă vrei ceva mai fresh, o iei pe asta. Dacă vrei așa ceva mai dulcic, cea cu căpșuni. Hai la burgerul premium cu miere. De data asta, fără etichetă. Și acum burgerașul. Hai să-l scot, să-l cântărim și după să-ți spun ce conține diferit față de celălalt. Cât costă un burger din asta? O întrebare foarte pertinentă. Am aici prețurile. Cel cu bacon a costat 26 de lei, iar acesta, o să-ți spun după ce-l gustăm ca să vedem dacă merită. Și acum, hai să-l supunem testului suprem. Domnul cântărici. Teoretic n-ar trebui să fie mai mic decât cel de mai devreme, nu? Cred că e un pic mai mare decât cel de mai devreme. Cred. Hai să vedem ce conține. Chiflă cu susan, iar dedesubt, uite cât sos honey barbecue avem. Și miroase bine, miroase a grătar. Încă un sos. Oare ce-o fi sosul de aici? Diferența e că nu are bacon, dar are acel sos de miere cu barbecue. Să nu uiți să ne spui cât a cântărit și notă. Sosul e o altă poveste. Efectiv, e un pic dulceag, în același timp iute, se simte o aromă foarte intensă de piper și grătar, însă nu simt deloc miere. Nu seamănă absolut deloc cu sosul de care îți povesteam. Crezi că ăsta e locul ei? Place că a venit fix înainte să ne spui și prețul și cantitatea. Da, și nici nu mi-a lăsat loc să ies și eu frumos. Acum trebuie să fac eu extra mișcări. Să fac eu altă parcare mai frumoasă decât aia de mai devreme. Toată lumea în comentarii te întreabă cum de s-a schimbat vidromobilul. Din păcate a trebuit să vindem vidromobilul și am rămas cu o mașină pe toată familia. Așa că o împărțim. Așa că ți-ai extra bătaie dacă o murdărești. Da, exact. Ok, ce ziceam? Ne ziceai cât a cântărit prețul și dacă ia vidă de aur. Burgerul a cântărit 321 de grame și din cauza că nu am simțit gustul de miere, o să-i dau nota 8,5. Ești adălțează că ai stat până la final, apasă pe următorul video cu burger special de la Mec. Vidră!